Răsturnare de situație în cazul băiatului care a murit pe terenul de fotbal după ce s-a spus inițial că motivul decesului ar fi fost consumul de energizante. De fapt, copilul era cunoscut ca având probleme cardiace, fusese operat pe cord, iar operatorii de la 112 nu ar fi luat în serios primele apeluri ale colegilor săi. Mai mult, după 3 apeluri la 112, la fața locului a ajuns o ambulanță fără medic. Un copil de 16 ani a murit într-o comună din Timiș în urma unor bâlbe impardonabile ale autorităților, după cum acuză jurnaliștii de la Știri pe Surse. Copilului i s-a făcut rău în timpul unui antrenament de fotbal. Băieții cu care juca fotbal au sunat la 112, dar operatoarea ar fi crezut că e o glumă, motiv pentru care nu a trimis o ambulanță. A venit un al doilea apel, apoi al treilea din partea unui adult care a rugat-o să intervină. Totul a durat mai bine de 10 minute, timp prețios pentru un copil care suferise un infarct și despre care se știa că era cardiac și că fusese operat. Când în sfârșit a ajuns ambulanța, aceasta era fără medic. Într-un final, băiatul a ajuns la spitalul din Timișoara, unde a și murit. Jurnaliștii susțin că autoritățile au încercat să mușamalizeze cazul și să-l prezinte ca fiind vina copilului pentru că ar fi consumat băuturi energizante. Totuși, chiar dacă nu are experiență, chiar dacă ar fi o glumă, consider că și dacă ar fi costuri foarte mari, toate costurile operaționale ar crește foarte mult la serviciile de ambulanță și de urgență, ar trebui trimis o ambulanță la fiecare caz care solicită un astfel de serviciu, pentru că nu putem ști de la distanță cât de grav este cazul. Atunci pierdem vieți nevinovate. Specialiștii spun că este important ca operatorii STS să ceară detalii de la apelant și să trimită echipajul pregătit pentru tipul de urgență. Trebuie descris foarte bine cazul și trebuie ca operatorul de la dispeceratul 112 să poată să facă distinția între un caz cronic, un caz acut sau o urgență medicală. Și în funcție de tipul de urgență să se trimită un echipaj cu echipat și cu medic adecvat patologiei. Din păcate, nu există suficient de mulți medici de urgență ca să asigure prezența pe toate echipajele de urgență. Ceea ce trebuie să știe populația este că trebuie să precizeze foarte clar care este starea pacientului, să nu se grăbească, să poată să dea toate datele operatorului privind localizarea cazului, privind accesul, eventuale date privind repere pentru a ajunge mai repede și neapărat să poată să descrie foarte clar starea pacientului.